Tu ai început să mă amenzi pe mine sau mi se pare mie? A? Tu de ce mă amenzi pe mine? Păi am văzut că mă amenzi. Păi da, dracu, nu te-a cunoscut. Păi nu, dar am văzut că mă amenzi. Scoți. Păi da, mă, dar ai îndreptat pistolul spre mine și m-ai intimidat. Păi, a tras? Păi n-ai tras, dar de ce îndrezi pistolul spre mine? Păi da, tu nu spui cine ești. Păi de ce să spun? Eu tu? Eu fac meserie, frate. Care meserie? Îți pas. Păi, bine asta, să vedem la ce fel. Eu nu mă cer, fii de frate. Nici eu nu mă cer, dar tu nu îndrezi pistolul spre mine fără motiv. Tu nu ești polițist. Îți pas de pisicol. Ești paznic pe șticol, arată o leștimață. Nu le-am la mine. Păi dacă nu le ai la tine, ce cauți pe teren? Asta pozez, frate. Foarte bine. Hai, filmează-mă. Nu, pe voi, filmează-mă. Să vedem care o să fie scuza ta. Înțelegi, dacă tu mă ameninți pe mine cu pistolul și cu câini, da, și la ce firmă lucrezi tu? Da. Da, 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 păi trebuie să știu la ce firmă te pas. Nu știu, nu pot să dau răspuns. Am înțeles. Deci tu mă amenzi pe mine. Plus de asta, uite că sunt și cu copilul în mașină. Mi-a amenințat și copilul. Da, 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 ai îndreptat pistolul spre noi. Cu ce motiv? Cu ce ți-am greșit? Și cine ești ca să mă oprești pe mine cu pistolul, să îndrezi pistolul spre mine? Arată legitimația. Vreau să văd legitimația. Dacă poți să-mi arăți legitimația, eu sunt de acord cu tine, să vedem ce fel de paznic pișicul ești. O să vedem noi. De când mă amenzi tu pe mine cu pistolul? Un paznic pișticol, fără motiv, să îndrezi pistolul spre mine. Păi da, nu te-am amenințat, nu te-am... Stai liniștit că asta o să verificăm la poliție. Verificată-mi e vreo. Și câinii și tot, deci tu nu ai voie să mă amenzi. Ești paznic pișticol, trebuie să ai o legitimație. Da, mamă, dar nu le-am la mine. Vreți să le aduc la firmă? Nu, nu, nu. Știu ce fel de paznic ești, că paznicii ăștia care lucrează la Bogdan sunteți niște măturători, n-aveți nimic la mână. Deci absolut nimic. Dacă am lucrat și eu acolo și n-ai nimic la mână. Ok. Dar de ce mă intimidezi cu pistolul? Unde? Dar cine ești să mă legitimezi? Ce drept ai tu? Păi arată legitimația. Să mă urci eu cu tine în barcă? Păi ăsta e sechestrare de persoane. Nu, vrei să mă sechestrezi cu pistolul? Nu. Sechestrează-mă. Sechestrează-mă, frate, n-are nimic împotrivă. Cum să urc eu la tine în barcă? Tu când trebuie să mergi, când mergi pe teren, trebuie să ai legitimația la tine. Adică am uitat. Hai, atunci de ce mă oprești? Deci nu ai niciun drept să mă oprești. Nu mă interesează pe mine. Nu, șeful să vorbească la poliție. Filmează-mă pe mine. Te-am filmat. Ce filmez câinile? Și câinile și pe tine. Și câinile îl filmez pentru că am voie, e spațiu public și am voie să filmez. Dă-i drum! Deci mă ameni și cu câini. Vrei să-i dau drum să te atace? Dă-i drum! Deci dacă tu mă ameni și cu câinile și cu pistolul, asta au un cuci, băiatule, tu mâine nu mai ieși aici. Mâine nu mai ieși aici, că sună 112. Las că o să vedem. Cum? De ce mă amenzi cu câini? Nu te amenzi. De ce umbli tu pe ei? Lumea care lumea voastră? Cine te-a amenințat pe tine? Cine te-a amenințat pe tine? Păi tu îmi pui, eu am zis că tu ești jumătă, tu îmi îndrezi pistolul spre mine, pui, vrei să pui câini pe mine? Lasă omul, că nu... Nici nu trebuie să te ferești. Nu trebuie să te ferești, dar nu trebuie nici să mă ameninzi tu pe mine cu pistolul, că tu ești paznic pișticol, nici n-ai zis la ce firmă, n-ai legitimație, n-ai nimic. Ba da, am, dar nu le-am la mine. Trebuie să le ai la tine. Dacă cunoști bine legislația, trebuie să le ai la tine. Dacă cunoști, trebuie să le ai la tine. Nu le-am la mine. Am omis.
că iau la mine. Ok. Azi mă filmează, se are și ăla din setă. Da, 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 și eu. Odată ce ne-ai amenințat, ești filmat. Păi da, băi, frate, dacă tu m-ai amenințat pe mine. Cu ce te-ai amenințat? Te tai, că te fac, te trec. Când? Când? Astea sunt ideile tale, frate. Poate eu. Astea sunt ideile tale. Unde? Tu știi unde ai zona de păzit? Da, mă, zi unde am zona de păzit. Da, zi tu, că tu ești paznic. Păi eu... E teritoriul vostru aici? Digurile astea și lacuri. Și digurile astea? Da. Și unde scrie că e proprietate privată? Întreabă-l pe Bogdan ăsta. Pe Bogdan? Păi eu te întreb pe tine. Tu de ce mă oprești pe mine și mă amenici cu pistolul? Ca să-mi ceri tu mie ce? De unde e digul lui Bogdan dacă aici nu scrie nimic? Uite, filmezi jur împrejur, nu se vede nimic. Înțelegi? Eu nu văd nimic unde să scrie proprietate privată și un paznic fără legitimație și cu pistol și cu un câine. Bineînțeles, să vedem dacă e înregistrat și câinile. Foarte bine. Permis de port armă ai? Caută, Dobre Marius, așa mă cheam pe mine, Dobre Marius, caută pe câini, am chip pe câinii meu. E câini cumpărat cu mine. Foarte bine. Și tu câinile pentru ce l-ai luat? Să amenințe oamenii? Nu, l-am luat pentru câini. Și de ce m-ai amenințat că vrei să dai drumul la câini? Păi dacă tu mă ameninți pe mine... Păi eu nu te ameninți, nici nu m-am dat la tine, stau pe mal. Nu ți-am zis nimic rău. Atâta spun de ce mă ameninți. Păi tata, eu fac meseria, frate. Cum? Care este dreptul tău? Dreptul meu e pază. Care pază? Omule, tu nu ești de la firmă de pază, tu n-ai nicio treabă cu pază. Da, sunt de la firmă. Nu, arată și mie legitimații. Nu le-am la mine. Păi atunci ce-i cu tine? Mă ameninți așa pe față cu pistolul? Stai cu minte, băiatule, că te leagă ăștia. Deci poți să plec, îmi dai voie sau mă împuști? Bă, te ești nebunul, dar eu mă cer să